În acest articol vă voi spune despre rasele de câini pe care manipulatorii canini le-au identificat ca fiind cele mai dotate cu inteligență. Iată o listă cu primele 10 cele mai inteligente rase de câini crescute până în prezent. Și vă voi spune pe scurt despre scopul și caracteristicile inițiale ale acestei sau acelei rase. Cele mai inteligente rase de câini din lume. Timp de multe secole, câinii au fost tovarăși fideli ai oamenilor. Unii dintre ei adoră să vâneze, alții sunt indispensabili în pășuni, iar alții sunt veghetori excelenți. Dar toți sunt uniți de o calitate comună, dragoste și devotament fără margini față de stăpânul lor. De mulți ani, oamenii de știință au studiat inteligența câinilor mari și mici și, ca urmare, au reușit să creeze un rating al celor mai inteligente rase din lume. Ce rasă este considerată cea mai inteligentă? Mai jos este o listă cu cele mai tari rase după popularitate. Border Collie. Primul loc bine meritat este Border Collie. Au fost crescuți în sudul Scoției. Ca rezultat al cercetărilor efectuate de oamenii de știință din această rasă, s-a constatat că câinii sunt recompensați cu o bună memorie și concentrare. Strămoșii Border Collie erau angajați exclusiv în protecția locuințelor umane și a vitelor păscute. Prin urmare, acești câini sunt foarte activi și iubitor de libertate, le va fi greu să se înțeleagă într-un apartament obișnuit al orașului. Costul unui cățeluș din această rasă în Rusia variază de la 4 la 40.000 de ruble, în funcție de pedigree. Animalele de companie îi iubesc enorm pe copii și sunt gata să se joace cu ei ore în șir, sunt considerați ca niște dădaci minunate. În același timp, este un animal curajos, care își păstrează altruist casa și gospodăria. Se comportă foarte precaut cu străinii. Border Collies sunt ușor de antrenat și pot memora multe cuvinte și comenzi. Pudel. Stăpânii de câini au dat al doilea loc pudelului. Astăzi, majoritatea oamenilor asociază această rasă cu un circ, dar dacă vă adânciți în istoria rasei, puteți afla că pudelii sunt vânători excelenți, poștași de câmp, ghizi și câini de sânge. De asemenea, pot salva o persoană care se neacă. Franța este considerată locul de naștere al rasei. Costul unui cățeluș pudel depinde de titlul părinților săi, de la 3 la 60.000 de ruble. Pudelii, câini deștepți, afectuoși, amabili, pașnici, atașați în mod egal de toți membrii familiei, memorează ușor și rapid comenzile. Chiar și un copil se poate antrena, iar un animal de companie creț va îndeplini cu bucurie toate cererile. Inteligența și dăruirea sunt cele două trăsături principale ale câinelui pudel ciobănesc german. Păsorii germani sunt considerați o rasă minunată de câini de serviciu. Servesc în poliție, armată, ministerul urgențelor. Se disting prin loialitate și devotament, sunt gata să salveze oamenii cu prețul propriei vieți. Păsorii germani sunt actori minunați. Le place să tragă câini din această rasă în filme, deoarece înțeleg rapid și ușor ce li se cere. În Rusia, pui ciobanesc german costă de la 3.000 de ruble. Nemții pot fi, de asemenea, câini de păstorit și ghid pentru nevăzători, paznici și însoțitori în jocurile pentru copii. Sunt voluntari și nu tolerează constrângerea. Puteți obține ceea ce doriți de la ei doar cu afecțiune și bunătate. Aceste animale de companie se înțeleg bine cu copiii, deci pot fi un câine de familie excelent. Golden. Golden Retriever, tocmai creat pentru a trăi într-o familie numeroasă, aceste agitații jucăuși au o energie irepresionabilă pentru a se juca cu copiii și, în același timp, pot fi ghiduri pentru persoanele cu vedere slabă. Nu există o picătură de agresivitate în ele, sunt ușor de reținut și de executat comenzi. Costul unui cățeluș al unui Golden Retriever în Rusia este de la 14 la 60.000 de ruble. Retrievere au un simț al mirosului. Sunt adesea folosite în serviciul de poliție. Acești reprezentanți sunt deștepți, ascultători, fără pretenții în viața de zi cu zi. Doberman Pinscher atrage crescătorii de câini cu putere externă.
simțul mirosului și viziunii, împreună cu inteligența. Dobermanii sunt obișnuiți să slujească oamenilor, sunt câini de sânge și paznici excelenți. În aceste scopuri, acestea sunt cultivate în creșe specializate. Un cățeluș de rasă cu toate documentele necesare va costa de la 15 la 60 de mii de ruble. Când este antrenat, Doberman Pinscher nu va tolera cruzimea. O abordare a acestuia poate fi găsită doar prin răbdare și perseverență. Au nevoie de antrenament și antrenament obligatoriu, deoarece în absența lor devin câini intenționați. Cățelușul Doberman fără documente poate fi achiziționat pentru 2,5 mii de ruble. Collie Sheltie este un min collie. Sunt proprietari mici și frumoși de păr lung, care necesită îngrijire regulată. Se antrenează rapid și îl înțeleg perfect pe proprietar. În vremurile străvechi, adăposturile erau crescute pentru a pășuna vite. Acum au devenit animale de companie drăguțe. Costul puiilor din această rasă variază de la 4 la 40 de mii de ruble. Păstorii scoțieni nu vor tolera grosolănimea și cruzimea față de ei înșiși. Sunt atenți la străini. Datorită activității naturale, adăposturile au nevoie de plimbări zilnice lungi, altfel tapetul și mobilierul din casă vor suferi de energia lor irepresionabilă. Labradorii ocupă un onorabil al 7-lea loc în topul celor mai inteligente rase de câini. Patria lor este Newfoundland. Acești uriași veseli, activi și cuminți vor fi la îndemână în orice familie. Pur și simplu adoră copiii și participă de bunăvoie la jocurile și distracția lor. Prețul unui cățeluș labrador în Rusia variază de la 5 la 60 de mii de ruble. Labradorii nu sunt deloc predispuși la agresiune, nu vor letră și nu vor mârâi fără niciun motiv. Iubitor și prietenos. Memorează rapid toate comenzile, dar datorită dispoziției lor jucăușe sunt puțin frivole și nu sunt serioase. De asemenea, labradorii sunt folosiți în serviciul poliției și al Ministerului Urgențelor. Papillon clasat pe locul 8 în clasament. Acești câini de companie au rădăcini regale și au fost întotdeauna ținuți în palate. Își amintesc cu ușurință comenzile și le îndeplinesc cu plăcere. Se disting prin ingeniozitate și ingeniozitate, capabile de viclenie. Prețul mediu al unui cățeluș papillon în Rusia este de aproximativ 25 la 30 de mii de ruble. Trăsătura lor distinctivă externă este urechile, care seamănă cu aripile unui fluture. Părul lung al papilioanelor are nevoie de periaj regulat. Papilioanelor le este greu să se afle într-un spațiu închis. Așa că sunt gata să-și însoțească proprietarul peste tot. Rottweiler, aceasta este cea mai veche rasă de câini. Rădăcinile sale sunt adânc înrădăcinate în istorie în timpul Babilonului antic. Este un câine musculos, puternic și atletic. Are nevoie de pregătire obligatorie și pregătire regulată în funcție de nașterea strămoșilor. Puii Rottweiler costă între 5 și 25 de mii de ruble. Rottweiler sunt infinit loial stăpânului lor și neprimitori cu străinii. Sunt foarte răbdători cu copii și cu alte animale de companie, dar la cel mai mic pericol, poate deveni un agresor incontrolabil. Rottweilerii pot juca rolul unui câine de serviciu, câine de pază și câine de familie. Păstor australian crescut relativ recent în America pentru pășunat. Câinii din această rasă se disting prin activitate, neliniște, dragoste de libertate și afecțiune pentru proprietar. Ușor de învățat lucruri noi, prietenos cu copiii. Prețul mediu al unui cățeluș ciobanesc australian este de 15 la 20 de mii de ruble. Astfel de câini nu vor putea locui într-un apartament din oraș, deoarece au nevoie de spațiu și de plimbări frecvente. Având un câine dintr-una dintre rasele enumerate, nu ar trebui să așteptați ca acesta să arate abilități mentale remarcabile. Toate animalele de companie, oricare ar fi acestea, au nevoie de instruire și instruire. Este necesar să se dezvolte abilitățile cu care natura le-a înzestrat, astfel încât animalul să-i surprindă pe proprietar și pe alții. Cu talentele sale în fiecare zi, distribuie pe rețelele de socializare,